Regina Maria și-a asumat din prima zi de război un rol activ care a transformat-o în ochii românilor într-un model. Era frumoasă, era spirituală, inteligentă, foarte inteligentă, cultivată și cu o foarte puternică personalitate. Regina Maria a fost extrem de iubită de popor, mereu implicată în treburile țării, iar biografii au concluzionat ulterior că majoritatea deciziilor politice luate de soțul ei, regele Ferdinand I al României, erau influențate de către ea. Regele Ferdinand o asculta. A fost infirmieră pe front în timpul războiului, avea curaj, era foarte curajoasă, stătea în fața obuzelor. I-a impresionat foarte tare pe soldați și pe ofițeri. Se spune că România s-a reîntregit în 1918 doar datorită influenței reginei Maria în cercurile diplomatice de la Paris. În primul rând a făcut-o prin prezența concretă de zi cu zi, din spitalele și de pe străzile capitalei, apoi în zona de refugiu a Moldovei, din spatele frontului, din zonele de refacere ale trupei, din satele țării până în prima linie și în cadrul conferinței de pace de la Paris, care consfințea realizarea României Mare. A organizat o instituție care i-a purtat numele, împărțită în mai multe compartimente. Ambulanțele militare, spitalele de campanie, așezămintele destinate îngrijirii orfanilor de război, cantinele populare și adunarea unor resurse destinate îmbunătățirii vieții soldaților, militarilor români, aflați în lagărele de prizonieri din țările inamice. Primul pas era făcut atunci când, chiar în primele săptămâni după intrarea României în luptă, Palatul Regal din București era transformat în spital militar, sub directa conducere a reginei Maria. Femeile din burghezia înstărită și din aristocrație i-au urmat exemplu. Societatea de Cruce Roșie, condusă în Moldova Liberă de Olga Sturza, diferitele societăți feminine de susținere a efortului de război, care au organizat spitale de campanie, orfelinate, au avut în regină un sfătuitor, un model, un ajutor. Nu doar protipendata a fost prezentă. Femeile din burghezia mică și mijlocie, chiar și cele din mediul rural, după puterile lor, au fost acolo. Anonimele, adică acele femei care nu se remarcau printr-un nume sonor, sau printr-o descendență ilustră, și-au părăsit stilul obișnuit de viață și-au devenit membre ale acestor instituții feminine. Participarea feminină în susținerea efortului de război al României a construit și o memorie a acesteia pe care nici măcar instaurarea regimului comunist nu a reușit să o șteargă cu totul. După 1918, au apărut mai multe asociații ale fostelor surori de caritate active în timpul primului război mondial, care au gestionat în spațiu public memoria despre care discutam. Toată lumea vrea de la mine ceva, spunea ea, într-un loc din jurnalul pe care l-a ținut în timpul războiului. Era vorba nu doar despre bani, sau alimente, sau medicamente, sau îmbrăcăminte. Era vorba, în primul rând, despre curaj și speranță.